Vă rugăm să deconectați telefoanele mobile în timpul ședinței și să păstrați liniștea. Vă mulțumim! Bună dimineața! Domnul primar astăzi nu o să fie, Edmilu s-a îmbolnăvit și am să conduc eu ședința. Avem mai multe subiecte care urmează să le discutăm astăzi, ce o să le luăm pe rând. Deci, în primul rând, nu știu dacă cunoașteți, s-a avut loc o deflagrație într-un apartament, Strada Florilor. Domnul pretor, dacă cunoașteți, sunteți la curent? Bună ziua! Bineînțeles, 12/3, Florilor. Acicelul 31. Așa, la prima vedere, trăiesc două persoane. Una, am înțeles, cu dizabilități psihice. În noapte au lăsat plita asta de gază, s-au acumulat o leacă de gază. Și când au prins, a fost explozia, nimeni nu a murit, doamna e la spital cu arsuri gradul 1-2. Țineți la control să vedem dacă este nevoie de ceva ajutor, să acordăm ajutor. Alte intervenții care o să fie necesare, dumneavoastră trebuie să cunoașteți și să ne raportați. Vicepretorul este pe loc, vorbește cu domnul președinte asociației, ținem la control întrebarea și dacă o să fie nevoie de intervenție, noi numai decât o să intervenim. Bine, mulțumesc. Referitor la organizarea manifestațiilor cultural-artistice dedicate sărbătorilor de iarnă, doamna Mitriuc, comunicați-ne, vă rog, am avut deschiderea târgului de Crăciun din seara de 21 și ce acțiuni urmează în continuare să fie întreprinse, care sunt planurile dumneavoastră referitor la organizarea târgurilor și alte manifestații. Bună ziua, domnule colegilor, domnul viceprimare. Eu răspund că suntem azi în data de 23 decembrie. Eu aș fi vrut să fac o mică trecere în revistă referitor la niște manifestații care s-au petrecut pe parcursul acestei luni dedicate sărbătorilor de iarnă, pentru că s-a făcut un lucru mare. Direcția Cultură, împreună cu toate preturile și cu Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, au realizat în Festivalul Tradițiilor și Obiceiilor Sărbătorilor de Iarnă, cu participarea colectivilor folclorice de copii sătoriți în Floriți, ediția 27-a. A avut loc Florile d'Albe, ediția 28-a. Și acestea sunt copiii noștri care s-au prezentat foarte bine, deja au avut loc toate edițiile, au avut înmânările loc. Pe data de 20 decembrie, program cultural-artistic, un colind și un crăciunel, Lierul Lier și Flori de Măr, sala festivă a sectorului Râșcan, absolut în toate sălile a tuturor preturilor au avut loc manifestații cultural-artistice interesante cu forțele copiilor noștri, deci ei totuși am vrut să fac o mică trecere în reviste. Pe data de 21 decembrie au avut loc deschiderea târgului, lumea știe, deci vine 24 decembrie. Spectacolul folcloric Clinchi de Argint pe aripi de colind, caravana colectivelor folclorice de copii și maturi din diverse localități ale Moldovei și municipiului Chișinău, adunate sub genericul Aprindeți Luminele, cu repertoriu folcloric atașat tradițiilor și obiceiurilor sărbătorilor de iarnă, colinde, cântece de stea, plugușor, sorcova, vasilica, jocuri de măști, dansuri, deci tot ce ține de tradițiile folclorice. Deci, va avea loc în scoarul Catedralei Metropolitane Nașterea Domnului, Moldova Concert, Direcția Cultură. Și tot aici vreau să spun că în Piața Mare Adunării Naționale, deja ne-am întâlnit și cu reprezentanții pompierilor, este la a treia ediție, caravana lor de Crăciun, a mașinilor lor, deja am stabilit ora, locul, cum o să fie amplasată scena, sunetul, ecranele LED, pentru că o să aibă acolo și un film. Unicul lucru, moment tehnic, au rămas să vedem orele când o să vină oficialitățile la târg, să nu ne bate în cap în cap, pentru că e foarte aproape piața și târgul. Asta e un moment tehnic, cred că astăzi o să-l clarificăm.
La 25 decembrie, deci de pe 25 decembrie până pe 31 decembrie inclusiv, Direcția Cultură începe spectacolele matinei la Pomul de Crăciun, începând cu ora 12 până la 13 și 30 de minute, cu un spectacol a Teatrului Guguțe, cu actori animați, îmbrăcați în haine din povești, Moș Crăciun, actori animatori. Acolo o să fie și bomboane, noi bomboanele deja le-am procurat, deci noi începem matineele de acum, de pe data de 25. Și tot aici vreau să spun că alături de ideea aceasta frumoasă, că Primăria Chișinău vă dăruiește un zâmbet pentru toți, e vorba de Moș Crăciun și Crăciunița noastră care lucrează și sunt la brad de la 14 la 17 gratis, așa cum a fost vorba din start, ei întotdeauna în fiecare zi, inclusiv 31, de pe data de 2, cred că sunt gratis și toată lumea se fotografiază cu ei, gratis, cu a noștri Moș Crăciun și Crăciunița noastră. Deci, alături de acești Moș Crăciun, Direcția Cultură vine cu o propunere, deci noi propunere, noi o să o realizăm. De acum, Direcția Cultură dăruiește un sandwich tuturor vedetelor noastre. Deci, data de 25, după matineu, dacă matineu se finisează la 13:30, cred că de la 14 la 15, o oră, la Pomul de Crăciun o să fie vedetele noastre invitate. Și fiecare cetățean care o să vrei să vină să se fotografieze cu ei la pom, bine, bine ați venit, cum s-ar zice. Așa, 31 decembrie, funcționează caruselul toată ziua, caravana, deci spectacolul și la 17. Am ajuns la ora 17. În sala cu orgă, Direcția Cultură, în parteneriat cu sala cu orgă din Chișinău, organizează ultimul concert al anului. Și sunt invitați toți doritorii să vină la acest concert. Ora 17:00. Deci am ajuns la ora 19, pe data de 31. De la 19 la 20, va avea loc un spectacol de fileu Ferii de Revelion în Piața Marea Adunării Naționale. De la 20 la 21, recitalul formației Tarmis. De la 21 la 22:30, perindare folclorică cu genericul De urat v-am tot urat. Deci tot este vorba de Piața Marea Adunării Naționale. 22:30 de minute, 23:45 de minute, spectacol muzical coregrafic Urare de viață lungă. 23:45, tablou urare pentru țară la mulți ani. Felicitarea președintelui, prim-ministrului, primarului, deci toate oficialitățile care o să vină în ajun de ora 00, o să vină cu felicitare. La ora 00:00, spectacol de artificii. 00:01, recital a formației Zdob și Zdub. De la 1 la 2:30, recitalul show a interpretului Rebac. Programul continuă pe data de 7 ianuarie, de la 19 la 23, cu un spectacol de Crăciun pstil vechi, cu genericul Creștinii Crăciunul a sosit, în scoarul metropolitane, Nașterea Domnului. Și pe data de 10 ianuarie, cu un spectacol, tot în scoarul Catedralei Nașterea Domnului, se finisează evenimentele consacrate anului nou. Eu vreau să mai spun un lucru, că colectivele Direcției Cultură, așa ne-am adunat noi toți și am hotărât, până la anul nou, și deja lucrul acesta merge, noi, toate colectivele noastre, susțin câte două spectacolele la zilurile de bătrâni și la centrele de copii. Și chiar vreau să-i mulțumesc restaurantului Butoiaș și altor prestatori de servicii care vin cu plăcinte, cu dulciuri, pentru că deja merg aceste spectacole pentru bătrânii noștri, pentru copiii noștri și noi, absolut toate colectivele, câte două spectacole o să avem în zilurile de bătrâni. Nu, cam așa, spuneți, vă rog, sunt asigurate caruselurile în perioada respectivă gratuit, așa cum s-a menționat anterior? Așa cum am vorbit, Moș Crăciun și Crăciunița, în fiecare zi, de la 14 la 17, orele noastre, gratuite 3 ore, și un carusel din tot, așa cum scrie în anunț, este gratuit. Doar unul?
doar unul, așa a fost din start. Așa a fost din start. Unul din toți. Deci ele merg pe rotație. Dar, de fapt, prestatorul de carusele le permite la mai mulți, mai multe carusele. Vin clase întregi, vin coloane de copii și eu chiar încă o dată aș fi vrut să mă adresez poliției pentru că să vină cineva mai mult acolo, pentru că vin și Moș Crăciun, care cam să ai noștri, și prestează contraplată. Să urmăriți lucrurile acestea și când vin cu clasele întregi, cu coloanele, cam mai sar copiii peste garduri, mai iese de sub caruselă, deci e riscant. Am să rog, vine cineva să fie acolo să mai asigure securitatea. Am să rog pe această cale și direcția poliției ca în perioada respectivă să fie asigurată ordine publică. Noi vă mulțumim pentru activitatea care o depuneți de zi cu zi, însă sunt organizate, după cum ați auzit, mai multe activități. Și ar fi bine ca cetățenii să fie informați și pe această cale și părinții informăm ca să comunice copiilor în caz în care se pierd ori sunt activități în masă, să adreseze la poliție și poliția să întreprindă măsuri ca să fie identificați părinții. Pentru că sunt mai multe, sunt multe persoane, deci trebuie să menținem ordine publică. Deci rog să asigurați ordine publică în perioada respectivă, în special. La fel sunt preconizate cadouri pentru copii în perioada respectivă. Doamna Cutățevici, referitor la cadouri și la alte careva activități, bilete gratuite, ce este prevăzut? Bună ziua, onorată asistență! Este adevărat, Primăria Municipiului Chișinău, în colaborare cu Direcțiile Educației din sector, a organizat procurarea cadourilor pentru copiii din grădinițe. Astfel, peste 30.000 de copii vor beneficia de aceste cadouri gratuit. Valoarea cadourilor este de circa 25.000. Toate cadourile au fost deja distribuite de către Direcțiile Educației în grădinițe până vineri, data de 20. A fost o problemuță de comunicare și de interpretare a mesajului în sectorul Buiucani, dar sper că Direcția Educației din sectorul Buiucani va veni cu un mesaj, cu un comunicat de clarificare a neînțelegerii, că era vorba de că se includ în cost, deci nu este adevărat. Toate cadourile sunt absolut gratuite, achitate de către primărie. Vreau să vă zic că banii au fost identificați din rezervele, economiile care au rămas pe componenta alimentației pentru copiii din grădinițe, de aceea am putut procura doar astfel de cadouri care au un conținut alimentar, e vorba de biscuiți. Cam asta a fost. Sper să ajungă toate cadourile la toți copiii în cazul când copilul a lipsit. Educatorii vor contacta părinții ca să se apropie la grădiniță să ridice cadoul pentru copii. Rog foarte mult să fie asigurat, chiar dacă mateniile au avut loc, cadourile trebuie să ajungă la copii. Să nu se primească, deci aveți grijă să nu fie incluse cumva în preț și dacă sunt identificate astfel de cazuri să fie raportate imediat. Și copiii care absentează sau dacă mateneile au avut loc, la fel urmează să ajungă la copii. Ori părinții comunică lucrurile astea și noi o să le cunoaștem. De ce trebuie să avem grijă să nu se întâmple astfel de chestii? Și încă cu referire la bilete la distracții, avem de repartizat mai multe bilete pentru copiii din centrele de plasament și școlile internat. Astfel, beneficiarii de distracții pentru orășelul copiilor vor fi 500 de copii. De aceea astăzi am să transmit. La fel avem invitații la diferite spectacole care pe parcurs transmitem iarăși beneficiarilor. Cei mai mulți sunt dintre copiii din centrele de plasament și școlile internat, pentru că numărul de invitații pe municipiu este redus. De aceea am decis să oferim în așa mod ca să bucurăm și pe cei mai triști. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Următorul, raportarea evacuării deșeurilor, domnilor pretori, Direcția Locativ-Comunală, care sunt acțiunile
problemele, comunicați, vă rog. Domn primar, stimați colegi, bună dimineața. Deci, Direcția Locativ Comunală a monitorizat și coordonat activ pe parcursul săptămânii trecute mersul campaniei de salubrizare, evacuare în primul rând a frunzilor din curțile blocurilor de locuit, astfel încât pe parcursul săptămânii zilnic au fost antrenați circa 380 de muncitori în aceste activități și până la 28 de unități de tehnică zilnic, dintre care tractoare și mini-încărcătoarele care întreprinderile municipale le au în dotare. Astfel, este suficientă tehnica care o aveți? Sau mai este nevoie de contractat careva utilaj? Tehnica care o avem la moment este suficientă. Problema este mai mult în muncitori care îi avem atâția cât îi avem. Deci e problema mai mult cu muncitorii. Respectiv, pe parcursul săptămânii, în zilele de luni, 50 de rute s-au asigurat, marți, 60 de rute, miercuri, 41 de rute, joi, 35 de rute, vineri, 44 de rute, sâmbătă, 12 rute. În total, pe parcursul săptămânii s-au asigurat 242 de rute prin care s-au evacuat aceste frunze și astfel, la moment, în perimetrul curților de blocuri la MGFL 1-23 avem asigurat evacuarea frunzelor din 1.074 de curți de blocuri. Circa 98% din acestea, deci au fost asigurate evacuarea frunzelor. Mai persistă probleme acolo unde sectoarele blocurilor multietajate se mărginesc cu sectoarele particulare, astfel încât acolo unde se evacuează frunzele, peste noapte apar alte grămezi și astfel acolo noi unde deja s-a făcut curățenie, iarăși trebuie să revenim și să asigurăm din nou această curățenie. Respectiv, ne vom concentra și săptămâna aceasta pe finalizarea și acolo unde mai apar, deci să asigurăm ca să fie curat, astfel când în pragul sărbătorilor să fie în curțile noastre să fie curat. În parcuri am observat că, de exemplu, Valea Trandafirilor, pe de o parte sunt acumulate grămezi și probabil urmează să fie evacuate. Pe de altă parte, nu sunt nici grămezile respective, deci sunt așa cum sunt din toamnă. Sunt preconizate acțiuni ca să fie evacuate și când? În parcuri lucrează întreprinderea specializată care are în dotare tehnica respectivă. Dacă va fi nevoie, vom da și noi o mână de ajutor acolo unde este nevoie. Deci ei vor raporta și vor... Noi suntem gata să le acordăm ajutor. Trebuie să știm, nu așteptăm să ne ceară ajutor, dacă este nu dacă este nevoie, dar cu siguranță trebuie să intervenim, pentru că dacă o să fie ninsori, atunci noi o să ne trezim în primăvară cu evacuarea acestor deșeuri. De aceea, nu așteptați, luați legătura astăzi, dacă vă comunică că este nevoie sau nu este nevoie, oricum urmează de intervenit și să fie evacuate. Deci mâna asta de ajutor trebuie acordată zilnic. Mulțumesc, domnilor pretori. Bună ziua, domnul viceprimar, bună ziua tuturor. În sectorul centru, pe perioada săptămânii precedente, au fost antrenați la salubrizare zilnic 131 de persoane, dintre care 76 de persoane de către întreprinderi municipale de gestionare a fondurilor locative, 30 persoane de către întreprinderi municipale Ex-Drupo și 42 de persoane de către Asociația Gospodăria Spațiilor Verzi din sectorul centru. Au fost evacuate săptămâna precedentă 59 de rute de frunziș și gunoi menager, dintre care de întreprinderi municipale de gestionare a fondurilor locative 42 de rute, Ex-Drupo 7 rute și Spațiile Verzi 10 rute. Au fost salubrizate de către gestionarii fonduri locative 77 de blocuri. A fost evacuat gunoi la terenul, de la terenurile de acumulare la 7 adrese din sector.
La fel au fost întocmite 5 procese verbale în baza articolului 181 a codului contravențional privind nesalubrizarea teritoriilor adiacente. La fel avem contractați 5 agenții economici pentru prestarea de servicii. Am oferit ajutor tuturor celor care s-au adresat, începând de la gestionarea fondului locativ, școli, grădinițe, etc. Deci, practic, prelungim, gunoiul nu se termină niciodată, el este în permanență, intervenim astfel încât ca în preajma sărbătorilor sectorul să fie curat. Spuneți, vă rog, persoanele juridice, agenții economici, au toți scheme de amplasament, deci ei cunosc suprafața de teritoriu care urmează să-l salubrizeze. Exact, cei mai mari agenții economici, noi am tocmit deja, avem de tradiție de perioadă de vreo 4-5 ani de zile, fiecare agent economic își cunoaște schema de amplasare, schema de salubrizare și atât în schemă este indicată suprafața până unde trebuie să facă și curat și totodată să mențină și ordinea publică. Rog, atenționați toți agenții economici care nu au asemenea scheme să fie întocmite, dacă au, atunci să fie asigurată ordinea. În caz în care le faceți un preaviz și nu respectă, atunci să fie întocmite procese verbale, ori acesta și este un mecanism pentru disciplinare. Așa și procedăm, exact. Mulțumesc. Bună dimineața, stimați viceprimar, stimați audienți. În sectorul botanic au participat la salubrizare zilnic 300 de persoane. Au fost antrenate tehnică de salubrizare 52 de unități. S-au efectuat 120 de rute, s-au evacuat din sector. Evident, au fost salubrizate terenurile de acumulare deșeurilor, trecerile subterane, trecerile de pietoni. Ce ține de cererile de confirmare pentru compensațiile cheltuielilor persoanelor defavorizate, au fost acumulate 4210 cereri. Ce ține de evacuarea ghiretelor, au fost evacuate 6 ghirete din sector. Ne stărim să menținem mai departe în stare salubră. Cred că săptămâna asta terminăm în ajunul sărbătorilor. Oamenii atenționează referitor la punctele de colectare a deșeurilor că în urma evacuării gunoiului rămâne murdar, ne se trimit poze. Noi în săptămâna ce urmează sau peste o săptămână o să fie lansat programul pilot Eu Chișinău și acolo o să fie online transmis poze. Deci o să fie o monitorizare mult mai specială din partea cetățenilor. Deci noi și la moment primim astfel de poze pe e-mail și se vede că după evacuare rămân deșeuri. Rugăm să atrageți o atenție deosebită. Ori punctele respective se transformă în puncte de atracție a câinilor vagabonzi și tot așa mai departe. Deci este un aspect foarte important ca gunoiul să fie evacuat tot și strâns tot din prejur și în urmă să nu rămână gunoi. Din păcate, domnul viceprimar, la problema asta noi avem de pe șoseaua Muncești, este evacuat toate deșeurile de lângă terenurile de gunoi, de acumularea gunoiului, de către întreprinderi municipale servicii locative. Avem și cazuri de haz, cum spunem, că iese lumea din sector și spune, tu evacuați, acum s-o să am loc unde să aducăm eu gunoi. E un fel de râs cu plâns, dar asta e zi de zi. Tot așa ești problemă, avem la strada Pandurilor, unde iarăși e în apropiere sectorul privat. Dacă începe întreprinderea unul a evacua gunoiul de la Pirenii, până ajungem vale la Pandurilor, de pe el, în deal, deja e plin iarăși cu gunoi, poate să întoarcă înapoi cu tractorul. Ne stărim să evacuăm, dar, cum a spus și colegul, nu terminăm cu gunoiul repede. Pentru că până oamenii nu-și fac curățenie în ogrezile lor, o să avem, da? Sperăm că sunt gospodari și o să evacueze gunoiul din ogrez. Referitor la gherete, dumneavoastră ați identificat gherete care în continuare realizează tutun în locurile care sunt mai aproape de 200 de metri? O singură gheretă a fost identificată, adică care am văzut noi la Dacia 44, a fost prevenită și este perfectat dispoziția de evacuare. Deci nu s-au conformat
bune ca care am văzut. Noi am făcut un raid în sector, anume cu oamenii noștri, am încercat să procurăm țigări, peste tot cam noi erau, dar unica cine nu s-a conformat, e asta și. Bine, mulțumesc. Domnul viceprimar, stimată audiență, vreau să vă aduc la cunoștință că în sectorul Ciocana zilnic, săptămâna trecută, au fost antrenați circa 300 de persoane, lucrători de igienă din partea fondului locativ și 61 de persoane din muncitori care au salubrizat sectorul. De pe sector au fost evacuate, deci 153 de rute de frunziș, vegetație, crengi și gunoi menajer. S-au efectuat o acțiune socioecologică, greblatul frunzișului pe strada Meștru Manole, unde au participat 30 de elevi din școala polivalentă numărul 10. A fost salubrizat acostamentul drumului L-55 Budeș-Chișinău în urma unei sesizări. Zilnic s-au lucrat la platouri, deci au fost întocmite procese verbale pe articolul 181, cod contravențional 27 de procese. Referitor la gherete, aceeași întrebare. Deci, referitor la gherete, noi am mers la gheretele care comercializează și am făcut, deci am vrut să procurăm țigări, dar s-au conformat și le-au scos din vânzări. Toate. Deci, care le avem noi, da. Noi, practic, în sectorul Ciocan am evacuat toate gheretele cu țigări, au rămas numai 14 care sunt de la Mold Presa. Acolo nu se realizează țigări. Nu. Bine, mulțumesc. Cu plăcere. Stimate domnule viceprimar, stimați colegi, pe parcursul săptămânii trecute, la nivel de sector, au fost evacuate 148 de rute de gunoi. Am întocmit 5 procese verbale pe ce ține de menținerea curățeniei. De asemenea, vineri am amânat 52 de prescripții agenților economici și în special în sectorul particular, la fel pe menținerea curățeniei. Noi din ogrăzi, din curțile blocurilor de locuit, am evacuat frunzișul. Acum deja am început greblatul din nou la zero, adică din zonele care au fost curățate la început. Pe săptămâna aceasta, ca prioritar, ne-am fixat intervenția în sectorul particular, dar și în zonele industriale, Vatra și Mesager. La ziua de vineri, la nivel de sector, avem deja recepționate și transmise spre plată 2194 de dosare privind acordarea compensațiilor la încălzire. Ce ține de gherete? Pe parcurs săptămânii am avut un grup comun constituit din reprezentanții Centrului Sănătate Publică și Poliției. Am inspectat toate unitățile comerciale, toate gheretele unde anterior se comercializau țigări, cu excepția unui singur agent economic, care are doar 3 gherete, toate celelalte au exclus din vânzare produsele de tutun și țigările. Respectivul agent economic, dispozițiile sunt deja emise, săptămâna aceasta vor fi evacuate. Domnul Chiron, anterior s-a discutat referitor la crearea unui grup de lucru. La ce etapă suntem? Grupul de lucru privind elaborarea unui regulament și concept de organizare a comerțului în gherete a fost creat. Săptămâna asta o să avem prima ședință a grupului de lucru și o să începem procesul de elaborare a acestui concept privind activitatea gheretelor. Trebuie să înțelegem cu toată lumea un lucru, asta nu înseamnă deloc că gheretele vor fi reamplasate sau că numărul lor se va extinde la nesfârșit. Noi nu vom mai amplasa gherete. Tonete, librete,
ce fel de dracării mai sunt pe toate străzile din oraș. Eu am respins, e ca așa, un teanc care a venit de la Direcția Arhitectură privind autorizarea a amplasării. Tot ce vrei. Avicola, Ponti, Bucurie. Eu nu înțeleg de ce noi facem aceste lucruri. Noi și nu avem magazine, nu avem activitate comercială în încăpieri sau cum. De ce toată lumea tinde să iasă, să amplaseze și să vândă toate cele din gherete, din tonete, din tot felul de din nu mai știu ce. Parcă am zis că vindem doar cafea și ziare. Degeaba vin agenții economici și stau aici la ușile noastre. Comerțul în gherete o să fie terminat. Și niciun fel de grup de lucru nu o să facă așa cum vor ei. Noi o să facem așa cum trebuie. În toată lumea, activitatea gherietelor sau comerțului stradal de acest tip este o afacere a micilor antreprenori, o afacere de familie, unde există 1, 2, 3 gherete pe proprietar, foarte concret amplasate, cu activitate foarte bine reglementată. Rețele de mii de gherete, de sute de gherete care învârtesc miliarde de lei, noi nu o să mai avem în acest oraș. De asta, domnilor operatori, eu vă rog, cei care sunt conformi, care nu sunt conformi, haideți să facem inventariere foarte clară, fiecare sector. Câte tonete, câte gherete, câte amplasamente de acest gen avem, ne facem un plan de activitate, nu mai prelungim la nimeni autorizațiile, și încet, încet facem curățenie pe străzile din oraș. Eu am văzut orașe care pot foarte bine, mersi, să trăiască și fără gherete. Iată, recent am fost la Minsk. Nicio problemă, străzile scurate, totul e bine, oamenii au unde lucra. Haideți să lăsăm legendele, poveștele, oamenii care mor de foame. Facem curățenie în acest domeniu. Vă rog mult. Domnul Răzăniu, calea ieșilor 2, Bănilescu, Bodoni, intersecție Columna, sunt gherete care realizează țigări. Eu am poze, am confirmarea cecurilor. Agentul este economic și farmic. Deci dumneavoastră trebuie să aveți inventarierea tuturor gheretelor care realizează. Noi am rugat și care încalcă acest, pentru că noi am avut o ședință cu dumnealor și dumnealor au dat asigurări, o declarație pe proprie răspundere că exclud tutunul până la identificarea soluțiilor. Deci dumnealor nu se conformează. Dacă nu se conformează, e identificați. Eu v-am spus cel puțin două adrese pe sectorul Buicani care urmează a fi evacuate. Au încălcat această înțelegere, atunci urmează a fi evacuate. În rest, avem o listă de 28 de adrese care realizează țigări cu probe. Deci poza, adresa și cec că dumneavoastră în continuare realizează tutun. Dacă înțelegerile care noi le avem, pentru că dumneavoastră au venit la noi cu rugăminte cu, și oamenii inclusiv care au solicitat și au comunicat că nu au de lucru. Dacă angajatorii dumneavoastră nu-și respectă promisiunile, atunci urmează să fie evacuate, fără nicio discuție. Eu lista am să vă transmit la sfârșitul ședinței. Sincer vă spunem, noi o să ieșim, acum nu prea avem timp, dar o să mergem de mânuță cu toată lumea prin teritoriu și o să vă arătăm cu degetul care gheretă să fie scoasă. Dacă dumneavoastră nu le puteți identifica. Pentru că altfel, pur și simplu, de fiecare dată când mergem pe stradă, oamenii ai așa o impresie că una se scoate și două spun la loc. În ședința anterioară am discutat referitor la construcțiile ilegale și panourile. Autorizate, neautorizate. Deci urma să aveți o inventariere a construcțiilor ilegale și care pot fi demolate și dacă ați identificat când programați demolarea acestora și panourile stradale. Domnul pretor, în ședința anterioară ați promis un panou care se află la finele viaducului. Acolo chiar este amplasat pe trotuar. Deci acolo e panou publicitar care este autorizat.
Noi am discutat și cu Direcția Arhitectură și totodată cu dânsa am identificat 90 de amplasamente a publicațiilor, a publicității, panouri, lightbox-uri și așa mai departe, pentru care săptămâna asta cred că o să începem a demonta, pentru că sunt deja coordonat cu Direcția Arhitectură și Urbanism. Panoul acela e autorizat. Noi vedem cum facem. Trebuie preavizat, este o procedură care trebuie... Atunci trebuie să-i preavizăm și să fie evacuat. Da. În rest, Direcția Arhitectură urma să ne prezinte un raport referitor la inventarierea tuturor panourilor. Rog, cine este de la Direcția Arhitectură? Bună ziua tuturor! Сухан Алексей, архитект-шеф интеримара Дирекции архитектуры. Во дата 12 декабря, в базе даты Дирекции архитектуры, в ФОСН регистрате 1656 авторизации деконструирующей ампасария публичитете экстериваре, у супрафаса публичитара тотала де 35755 метри потрати, и 858 авторизации деконструирующей ампасария фермиор, cu suprafață totală de 8826 metri pătrați. Calculul taxei pentru dispozitivele publicitare se efectuează de către subiecții impuneri în funcție de baza impozabilă și de cotele acestora, conform prevederilor codului fiscal. Subiecții impunerii plății taxelor locale la contul trezorii de venit al bugetului local. Totodată, în scopul verificării termenilor de valabilitate a autorizațiilor, coordonărilor, autoritățile publice locale le asigură organelor cu funcții de control acces la resursele informaționale în domeniul respectiv. În acest context, Direcția Arhitectură anterior expedia trimestrial pe suport de hârtie și în format electronic Inspectoratului Fiscal de Stat pe municipiul Chișinău informația privind eliberarea autorizațiilor de construire și amplasare publicității exterioare. Pentru asigurarea respectării prevederilor legislației în vigoare și monitorizării corecte a taxelor pentru publicitate în municipiul Chișinău, prin demersul Direcției Generale Arhitectură și Urbanistică Relații Funciare, s-a solicitat de la Inspectorat Fiscal delegarea unei persoane de contact pentru o colaborare mai eficientă și asigurarea accesului permanent la bază de date a direcției. Privitor la dispozitivele publicitare amplasate, autorizate, neautorizate în orașul Chișinău, informăm că în luna mai 2019, prin ordinul șefului direcției a fost creat un grup lucru cu privire la constituirea comisiei de inventariere și dispozitivelor publicitare a firmelor și inscripțiilor. Ca obiectiv pentru anul 2019 s-a decis să fie efectuate, evaluate 14 străzi în sectorul centru, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, strada București, strada Izmail, strada Tighina, în sectorul Rășcani, strada Chiev, strada Bogdan Voievod, sectorul Băiucani, strada Alba Iulia, Calea Ieșilor, sectorul Ciocana, strada Alec Urso, strada Vlad Voievodă, bulevardul Mircea Bătrân și sectorul Botanică, bulevardul Decebal, bulevardul Traian, bulevardul Dacia. Ca urmare a inventarierii, dispozitivelor publicitare amplasate pe străzile numerizate s-a depistat că circa 280 de amplasamente publicitare sunt neautorizate. Aceste dispozitive au fost fotografiate și incluse în listele dispozitivelor publicitare spre demontare. Listele și fotografiile acestora au fost transmise securităților de sector, care la rândul lor trebuiau să întreprindă acțiuni pentru demontarea acestor dispozitive. Suplimentar pot să vă spun că dispoziția privind prezentarea raportului a fost semnată pe data de 18. Evident că în acest scurt timp noi n-am avut posibilitatea să evaluăm situația pe tot orașul. Cât timp avem nevoie ca să inventariem toate, facem inventariere
tuturor panourilor care sunt autorizate, neautorizate? Eu presupun că undeva în jur de o lună, dar cu suportul pretorilor de sector. Domnilor pretori, este suficient în timp de o lună să facem inventariere? Sau cât ați avea nevoie, ca să fie clar? Pentru inventariere, la noi e mai simplu, pentru că toată informația trebuie să o luăm de la direcția arhitectură, urbanism. Păi dacă dumneavoastră vă spun într-o lună, atunci noi astăzi primește... Dacă ne spun într-o lună cât sunt, noi le dăm jos pe cele care nu sunt autorizate. Rog să colaborați împreună. Dacă raportul care a fost prezentat în prealabil este pe 14 străzi, și în aceste 14 străzi au fost identificate 280 de panouri neautorizate. Deci este un volum suficient de lucru ca noi să acționăm și urmează aceste panouri să fie evacuate. În paralel, o să fie efectuată inventarierea celorlalte străzi și respectiv o să avem un plan de acțiuni până în primăvară. Să fie clar care sunt panourile autorizate și achită, ori pot fi autorizate, dar cu datorii mari la buget. Deci noi trebuie să știm cine nu achită, să fie la fel acționați în judecat. Și dacă evacuați obiectivele identificate ca fiind neautorizate, asigurați-vă, vă rog, că nu rămân acolo gropi și alte elemente de construcție, bucăți de beton. Domnul Boldorescu, cu ex-drupul, iată, să vă ajute la partea asta să acoperiți gropile. Da, domnul Boldorescu? E posibil de organizat? Domnul Maștru, mă spune Dumnezeu, desigur că e posibil, cum am făcut și la Pușkin și mai multe lucruri, da. Referitor la construcții ilegale. Domnilor pretori, spuneți-ne care este situația. Ați identificat astfel de construcții, câte și când preconizați demolarea acestor? Sectorul centru. Aș vrea să mă reîntorc la Gherete, fiindcă n-au fost întrebați toți prietorii. Au fost adnână precedent, au fost evacuate în sectorul centru 9 Gherete, din care se comercializau articole din tutun. Au fost întocmite 12 procese verbale pe articolul 283, comerț neautorizat. La fel, săptămâna precedentă, de comun cu Inspectoratul de Poliție și Direcția de Poliție Chișinău, este combătut comerțul neautorizat în preajma pieței centrale, străzile Tighina, Varlam, Armenească. La fel, de către colaboratorii prietului și Inspectoratul de Poliție Sector Centru, a fost combătut comerțul neautorizat din preajma străzilor Tiraspol, Aleea Gării și Bulevardul Iurii Gagarin. Referitor la panouri publicitare, deci pe parcursul lunii octombrie și noiembrie, în sectorul centru au fost demolate și demontate 64 de panouri. De comun cu Direcția Generală Arhitectură Urbanistă și Relații Funciare, în urmă de fixării panourilor publicitare care au fost instalate în mod neautorizat, au fost demolate panouri din strada București 5 unități, Ștefan cel Mare 2, Ismail 1, Tighina 2, Șoseaua Hâncești 1, Panhalipa 1, 31 august 1989, 1, un panou publicitar. La fel, pe perioada imediat următoare, sunt deja preconizate 21 de dispoziții care au fost emise privind demolarea panourilor publicitare pe perioada lunii decembrie, la sfârșit și luna ianuarie. Referitor la construcții neautorizate, în sectorul centru avem 21 de obiective. În urmă, depistării acestor obiective de construcții neautorizate au fost întocmite procese verbale în baza articolului 179, dintre care procese verbale declarate nule de către instanța de judecată au fost emise 6 hotărâri, amendă 60 de unități contravenționale la 3 procese verbale, au încetat un proces verbal instanța de judecată și în proces de examinare avem 10. O construcție neautorizată care a fost mânată de către pretura sectorului centru prescripție referitor la demolarea Binevolă. În caz contrar, este o construcție de dimensiuni mai mici și vom procede în baza deciziei Consiliului Municipal 10/10
forțele proprii apărătorii demolarea acestei construcții din strada Ioan Nistor 4. Deci asta ce se referă la construcții neautorizate, deci noi întocmim procesele verbale în baza articolului 79, însă instanța până la urmă decide ce e de făcut cu aceste construcții. Avem drept să le demolăm sau nu. Este problemă, nu știu, deci să vedem până la ieșire. Deci toate aceste hotărâri au fost contestate de noi, referitor la următoarea instanță. Deci până la emiterea hotărârii definitive, nu putem practic interveni sub nicio formă. Clar, mulțumesc. Deci, pretoria votare, ca cum am spus, noi am evidențiat 90 de panouri publicitare, care ne pornim la evacuarea lor. Problema principală noastră e că la noi, adică cred că toate preturile, avem o singură problemă, o singură întreprindere care se ocupă și cu evacuarea gireților, și cu evacuarea panourilor, și cu evacuarea frunzișului, asta e întreprindere municipală la servicii locative. Mă luând în considerație că masiv sunt implicați acum și în lichidarea asta, noiștilor din sector, noi am preconizat de azi să începem, cred că azi, mâine, începem evacuarea panourilor. Și în dependență de complexitatea lor, adică dacă e panou mare, evident, ne trebuie trailer mai mare, un manipulator mai mare și o să vedem. Mergem astăzi cu întreprindere municipală, verificăm toate în parte și decidem de acum cât timp ne trebuie pentru evacuarea lor. Bine, mulțumesc. Săptămâna precedentă am făcut inventarierea tuturor panourilor publicitare. S-a făcut lista, dispoziția și s-a dat la executare întreprinderii municipale prestări servicii pentru demontarea lor. De astăzi se va începe demontarea panourilor publicitare. Ce ține de șantierele construcției? Noi, în sectorul Ciocan, avem 15 șantiere de construcție, dintre care 12 sunt în insolvabilitate și 3 șantiere la cerere locatarilor sunt sistate și anulate autorizațiile de construcții. Aveți construcții care pot fi demolate? Noi avem construcții care sunt pe teritoriu privat și ele ar fi de dorit, dar e procedură ce ține de aspectul juridic. Am înțeles. Domnul Melnic? Încă o dată bună ziua, domnul viceprimar. Ce țin de salubrizare? Pe parcurs săptămânii la salubrizare sectorului au luat parte zilnic 163 de persoane, implicarea 70 unități de transport, în rezultatul care au fost evacuate 181 rute de gunoi și frunziș. Ziua de azi, luni, noi avem MGPL-ul 18, 19, 20, 21, 22 și 23 care sunt salubrizate. Aici avem mici întrebări cu asociații, APLP-uri, CCL-urile care nu au dovedit să evacueze frunza din cauza că MPSL-ul era ocupat cu... Ei au ajutat MGFL-uri. Pe teritoriul lor frunza este strânsă în grămadă. Cred că câteva zile noi o să evacuăm totul și sectorul Rășcani bănuiesc o să fie scos la zero. Ce ține de ghirete, noi săptămâna asta am evacuat 7 ghirete și preconizăm săptămâna asta în jur la dispozițiile, 9 dispoziții la evacuare. Ce ține de panourile? Au fost evacuate 7. Majoritatea dintre însele sunt autorizate. Autorizațiile lor expiră în martie-aprilie. Cei alți agenți economici care nu au autorizații au fost somați și în timp vedem sau ei evacuează singur sau le evacuăm noi. Cu construcțiile neautorizate avem 7, toate sunt în litigiu. Cam asta e. Dacă mai aveți întrebări. Intersecția Moscovei, Kiev, Bogdan, Voievod sunt 3 gherete care continuă să vândă țigări și toate 3 sunt de la Cebăcot. Gheretele este o să fie săptămâna asta evacuate.
pe lângă asta, cum dumneavoastră ați menționat, agenții economici, cum au promis că nu vând țigări, noi am făcut un raid în sector. Sunt ghireți care vândă țigări, dar cred că problema în vânzători, dar mă rog, nu dau apreciere. Nu este problema noastră. Deci dumnealor au dat asigurări că nu vor vinde țigări. Ok, am înțeles. Toate ghiretele care, unde noi am încercat să cumpărăm țigări și au fost vânzare, noi ghiretele sau să le ridicăm. Referitor la panouri publicitare. Panourile publicitare. Noi am evacuat 7. Deci 7 ghirete, 7 panouri. Ați spus, ați evacuat 7 ghirete în săptămâna curentă. 9 panouri, ce spuse. 7 ghireți și 9 panouri. Aveți o inventariere a panourilor care sunt autorizate, neautorizate? Sunt prescripții? Somații. La cei care nu sunt, la toate panourile care nu au autorizație. Și informația o să vină... Deci le-ați identificat acele care nu sunt neautorizate? Da, și informația azi o să vină dumneavoastră undeva până la 12. Bine. În sectorul Buiucani, pe străzile centrale am identificat 51 de mijloace publicitare neautorizate. Am amânat 3 prescripții, iar 3 mijloace publicitare au fost ridicate întrucât nu am stabilit proprietarii. Începând de ziua de mâine vor fi demontate până la sfârșitul săptămânii toate. Ce ține de construcții. La nivel de sector avem 11 construcții care sunt în litigiu și sunt problematice. Trebuie să menționez că, cu excepția unui singur șantier, în toate celelalte au, la o etapă anumită, au fost emise acte permisive. În mare parte, toate sunt în instanță de judecată. Pentru șantierul din Belinski 4, în urma ședințelor care le-am avut și cu Ministerul Sănătății, am convenit să propunem și e unica variantă care a fost acceptată de toate părțile, având în vedere că există și Ministerul Sănătății, adică proprietatea de stat, sunt locatari pe de altă parte și noi, autoritățile locale, pe de altă parte. Am convenit să propunem un schimb de teren cu Ministerul Sănătății, adică să oferim în schimb un teren din domeniul privat a municipiului Chișinău, proprietatea municipiului Chișinău, în schimbul terenului proprietate de stat din strada Belinski 4. Demersul este deja de vreo 3 săptămâni înaintat primăriei municipiului Chișinău și ne mijlocit direcției arhitectură. În stradă, pe obiectivul din calea Ieșilor 6/4, am emis prescripție și am obligat agentul economic de sine stătător în termen de 30 de zile să scoată gardul de protecție. În cazul în care nu se va conforma, vom interveni la nivel de pretură și vom evacua gardul. Dar trebuie să menționez că acolo este săpată groapa de fundație și trebuie să avem în vedere și pericolul care poate fi, poate, consecințele care pot urma după. Mulțumesc. Doamna Sinicla, este o gheretă Zadnipru cu Mircea cel Bătrân? Noi am comunicat cu dumneavoastră la referitor la ghereta respectivă, acolo se vând țigări, se vinde vodka cu 50 de grame și lucrează 24 de ore. Deci asemenea gherete nu pot să activeze și rog să întreprindeți acțiuni în vederea sistării activității acestei gherete. Vreau să vă comunic că întreprinderea individuală Țuguțchi, situată pe adresa Mircea Bătrân 7/5, este un bufet de tip deschis cu terasă de vară. Așa, în rezultatul verificării s-a stabilit că unitatea de comerț menționată prezintă o construcție cu un nivel, suprafață de 22 de metri pătrați, încorporată în stația de așteptare. Pe teritoriul de acent este organizată o terasă de vară cu 12 locuri, care la moment terasa nu activează. Programul de lucru este non-stop.
Din bufet se comercializează băuturi alcoolice, produse de tutungerie și produse de patiserie. Deci am făcut adresări către direcția comerț pentru a fi sistată activitatea. Vă mulțumesc și împreună cu inspectorul de poliție a sectorului Ciocan am făcut verificări. Vă rog să țineți la control subiectul dat ca să fie sistată activitatea. Da, bine. Pentru că sunt plângeri atât de la locatari din preajmă care spun că la mijlocul nopții au loc certuri, bătăi, consum de alcool în stradă, inclusiv la stație. Deci asemenea lucruri nu pot fi în stația de așteptare. Dacă au de gând să-și legalizeze activitatea, pot să deschidă magazine sau diferite alte activități, numai nu în, sub formă de gheretă în stația, încorporată în stația de așteptare. Mulțumesc. Referitor la situația epidemiologică, vă rog, doamna Tatiana Băcearscă. Bună ziua tuturor! Cu privire la situația epidemiologică săptămânală municipiului Chișinău, în săptămâna precedentă, instituțiile medico-sanitare publice și private din municipiul Chișinău au raportat 310 cazuri de maladii infecțioase, intoxicații și reacții adverse, ceea ce se menține la același nivel ca săptămâna precedentă. În săptămâna a 50-a de supraveghere epidemiologică a gripii, instituțiile medico-sanitare publice și private din municipiul Chișinău au raportat 2483 de cazuri noi de infecții acute ale căilor respiratorii superioare. Morbiditatea prin aceste infecții a crescut neesențial, doar cu 0,38% în comparație cu săptămâna anterioară. Cei mai afectați rămân a fi copiii cu vârsta de până la 4 ani, 863 cazuri, și cu vârsta de la 5 la 14 ani, 728 de cazuri. În perioada menționată au fost ospitalizați 68 de bolnavi. Totodată, în perioada de raportare, au fost înregistrate 3 cazuri de gripă, dintre care doar un caz este confirmat de laborator, tip AH3N2. Cazuri de deces prin gripă și infecții respiratorii acute severe nu s-au înregistrat. În municipiul Chișinău continuă vaccinarea antigripală a populației din grupele de risc. La data de 19 decembrie au fost vaccinate contra gripii 22.631 de persoane, ceea ce constituie 94,3%. Menționez că doar grupele de risc. Totodată au fost înregistrate 5 cazuri de tuberculoză, din care 2 cazuri de tuberculoză în colectivități, la Chișinău Gaz și Eldorado Tera. În perioada de raportare s-au înregistrat 103 cazuri de boli diareice acute sau 33% din suma totală de infecții. Printre copii au fost înregistrate 69 de cazuri de boli diareice acute. Totodată s-au înregistrat 36 de persoane agresate de animale, din ele 9 copii, 2 cazuri de hepatită virală acută și 12 cazuri de hepatită virală cronică. Suplimentar la situația epidemiologică, aș vrea să menționez despre centrul de găzduire a persoanelor fără adăpost. El continuă să activeze 24 din 24. Solicitări de cazare avem la nivelul săptămânii trecute, adică 52 de persoane noaptea și 22 de persoane ziua. Noi persoane cu solicitare spre cazare avem 5. Centrul are o capacitate de circa 100 de persoane, ca noi facem față. Vă mulțumesc. Referitor la menținerea ordinii publice, noi avem o rugăminte foarte mare în perioada respectivă, cât sunt organizate manifestații în centrul capitalei și în sector, să fie, după posibilitate, majorat numărul de colaboratori, ca să fie menținută ordinea publică și dacă aveți ceva să ne comunicați în perioada respectivă. Vă mulțumesc. Domnul viceprimar, onorată asistență. Deci, de cât Poliția Capitală parcursul săptămânii precedente, au fost înregistrate 200 de infracțiuni, în total descoperite 122 de infracțiuni. În topul infracțiunilor se înregistrează, ca de obicei, infracțiunile patrimoniale, fiind înregistrate 82 de infracțiuni la 16 descoperite. Și își țin de practică contravenționale, deci au fost înregistrate 944 de procese contravenționale întocmite în privința contravenienților. Din trânsele au fost întocmite pe linia de salubrizare 46 de contravenții, cei ce țin de comerț stradal neautorizat 37 de contravenții și 356 de contravenții ce țin de regulament circulației rutiere. La capitolul accident
stări accidentare în municipiul Chișinău, au fost înregistrate 17 accidente, dintre care 6 grave și 11 ușoare. Traumatizați avem 18 persoane, dintre care 7 grave, 11 ușoare. Ce ține de asta, a fost până la data de ieri. Deci ieri la ora 18:00 avem un accident grav cu soldat cu 4 persoane, cu 3 persoane decedate și 4 grav rănite pe traseul de la Chișinău-Strășeni, în adiacentul satului Cojușna. Au avut loc coliziune mai multor mașini în lanț. De asemenea, azi dimineață avem un caz grav și ține un accident rutier la strada Calea Orheilor cu studenților. Un automobil a fost soluvit într-un panou publicitar. De asemenea, șoferul este decedat. Asta azi. Ce își ține de incidentul care a avut loc cu deflagrație de la Rășcanu, că a fost prezentă și poliția la fața locului, deci deja s-a raportat pe cazul dat. Ce își ține de măsuri de menținerea ordinii publice, aș raporta următoarele. Deci, de pe data 1 decembrie, de către Direcția Poliției Municipiului Chișinău, a fost perfectată dispoziția de menținere ordinii publice pe perioada sărbătorilor de iarnă. Deci zilnic sunt antrenați foarte în adiacentul pe mare adunare națională, cât și în sectoarele de municipiu pentru asigurarea ordinii publice la evenimentele care se derulează. Deci permanent monitorizăm activitățile și suntem la activități. Vă mulțumim foarte mult. Încă 5 minute, vă rog, o să avem colindători și după asta spor la muncă. Thank you.
Thank you.
să-ți spun că nici pe frații mei inima îi doare, că s-a ajuns acasă și ei să stăm cu toți la masă. Este Crăciun peste pământ, e seara cea frumoasă la nașterea Domnului. Ne vin cu toți acasă, fugii de dealul descântat și toate ce se lasă și stelele. Începem toți un colind, apoi îi ninge, pe mama toți o îmbrățișe, pe fericii de ninge. Este Crăciun! Aici. Puneți. Eu
Где-то Ленуса, Ленусус. Где-то мы сюда. На зима. На зима. Немножко птина с мамас. Vă bună ziua! În fața dumneavoastră e colo cantabile, o parte din cor, că mai sunt și bolnavi, foarte multe bolnavi. Mă număr îți le mut două colinde. Veganinul lui Iisus. Să ne dați pomă din grijă.
l-am primit, dar îl dăm mai departe. Mulțumesc! Să bătă fericite tuturor! Vă urăm un an de succes și cu multă sănătate! La mulți ani! La mulți și la mulți ani! Bine, bine! Mulțumesc! Mulțumesc!